și bine ai venit sau revenit pe Cryptois. În acest video voi vorbi despre Eagle și voi menționa zona în care eu sunt Olin pe Eagle și persoanele care sunt de ceva timp pe acest canal își dau seama la ce mă refer. Pentru persoanele noi sau care nu au prins această expresie o voi explica în timpul videoului. Se referă la o zonă foarte bună în care eu am mare încredere să cumpăr Eagle. Înainte să începem nu uita să lași și un like și un comentariu dacă vrei să faci acest lucru despre Eagle, despre ce dorești tu să vezi pe acest canal oricum, vă mulțumesc mult pentru like-uri și comentarii, mă ajută și algoritmul nu începe să mă iubească! Înainte să începem, vreau să vă menționez și trei lucruri pe care ar fi bine să le aveți în vedere, trei întrebări la care voi ar trebui să vă răspundeți și dacă răspunsul este pozitiv să continuați pe această piață, dacă răspunsul pentru una din întrebări este negativ, ar trebui să vă dea de gândit acest lucru. Și în primul rând, pentru a avea încredere într-o criptomonedă cum este Eagle de momentul de față, trebuie să ne răspundem dacă avem încredere în fundamentele proiectului. Să ne asigurăm că îl înțelegem și avem încredere în el, cum am eu în Eagle. Dar, de exemplu, dacă ne gândim să investim în Dogecoin, să spun nu am nimic cu Dogecoin, dar trebuie să fim conștienți de fundamentele Dogecoin și să ne dăm seama că ne asumăm un risc, deoarece acesta este un mimcoin. coin. Acesta este primul punct. În al doilea rând, trebuie să fii conștient că marketul acționează în cicluri. Și anume ne referim la creșteri, dar la fel de bine și la retrageri, la scăderi, cum este în momentul de față și. Poate mulți dintre noi am uitat acest lucru că un ciclu foarte mare de retragere putea să vină și s-a dovedit ca și venit. Cred că mulți au fost surprinși și nu au mai ținut cont de această idee. Și în ultimul rând a treia idee ar fi că istoria se repetă și ne vom uita pe graficul Eagle și dacă istoria ar fi să se repete lucru în care eu cred putem să vorbim și despre acel 10x care era menționat și pe Thumbnail. Acestea fiind zise, să începem. Avem e -ul în momentul de față 92.8 dolari și cum avem încredere în proiect, credem în faptul că istoria se va repeta și suntem conștienți de ciclurile de market care pot să, pot să fie extrem, extrem de mari. Uitându-ne pe graficul acesta, eu aveam mai multe zone de buy pentru e și dacă ne uităm tocmai în iunie 2021, Eagle-ul atinsese zona de 55 de dolari. Ei bine, mi amintesc perfect că în acel moment a fost o mare frică pe Eagle, se retrasese to mai de la 240 și anume de 5 ori mai puțin și multă lume se întreba pe atunci dacă să mai cumpere Eagle, voiau chiar să-l vândă pe cel pe care îl dețineau cumpărat mai sus, dar ce s-a întâmplat după un ciclu de retragere pe Eagle ei bine, a venit și ciclul de creștere, și Eagoldul s-a dus tocmai într-un top de peste 500 de dolari. 520, 530, cât mai sus, 540 de dolari într-un top să spunem. De aici a făcut cam un 10x de la 54 de dolari. Ei bine, exact ce vă menționam eu în momentul de față, Eagle fiind la 92, sunt ceva șanse cu un bear extrem de mare anul acesta, care nu este deloc exclus, având... Contextul economic fragil, inflația în creștere, rata dobânzii de referință mărită și care va mai fi mărită anul acesta, vorbim clar de ultima zonă de suport pentru Eagle, și anume acest 55-57 de dolari, un target destul de realist pentru mine și extrem de bun pentru a ne gândi la un eventual 10X din zona aceasta. Cam asta este planul meu de. Olin pentru Eagle, un DCA în jurul zonei de 50-55 și ce înseamnă acest Olin? Acest Olin se referă că voi aloca toată lichiditatea pe care o am în momentul de față pe uh, marketuri disponibile pentru e-gold. Și, dacă ar fi ca prețul să mai scadă și să rămână săptămâni, luni întregi, mai jos de 50 de dolari, să ne imaginăm 25-30, eu voi mai contribui cu lichiditatea lunară, dar tot ce am avut ca investiție inițială ar fi deja uh, băgat în Nigol și cel mai probabil și în celelalte monede dacă marketul ar fi să ajungă la un nivel macro până în această zonă. Și ar fi bine ca și tu să faci acest lucru, să-ți faci un plan, să ai niște targeturi bine stabilite, dar să ai încredere și în fundamentele proiectului și în proiectul pe termen lung. Și ne uităm și pentru analiză pe Eagle, pe Daily, dacă toți suntem aici, să vedem, s-ar putea îndrepta la 50 de dolari. RSI-ul la 38 momentul de față, are un mic bounce. Eagle du MacDiul ne arată un cross de creștere destul de decent. Momentan, piața pare că vrea să ne arate un subsol în jurul acestei sume, 90 de dolari Bitcoin, 30 de mii. Dar uh, trebuie să fim pregătiți pentru scenariul negativ. Dacă ai investit uh, mai mult. Mai sus, pe la 100-200-300 de dolari, trebuie să spui niște întrebări și să îți ajuste strategia. Eu mai menționam, de exemplu, pentru iGold zona de 129, era 125-129 de dolari, o zonă foarte bună de suport care fusese uh, luată ca suport anterior pe iGold prin aprilie-mai 2021 și ruptă o singură dată și atunci când uh, s-a întâmplat ca iGold să pice sub această zonă de 125 de dolari s-a dus tocmai până la targetul acesta care ne-ar duce față de all-time high într-un 10x. Ei bine, având în vedere că zona aceasta foarte importantă care a ținut o de două ori, de trei ori, chiar și a patra oară la retestare până la urmă a picat, mi se pare destul, destul de bearish. De aceea trebuie să profităm de acest ciclu de retragere până la urmă dacă răspuns la toate cele trei întrebări menționate de mine și ai încredere și îți place proiectul pe termen lung cu ce te-ar deranja faptul că este 50-90 de dolari și nu este 350-400 în momentul de față. Ar trebui să vedem acest lucru ca o oportunitate. Vreau să mă uit și pe medici și pe VPVR să vedem ce face eGold-ul uh, în momentul de față. Momentan se află la media ultimelor 9 candele pe daily și pe VPV. Ar menționam că a pierdut zone importante de interes din trecut, cum ar fi 250 de dolari, 197 de dolari, 150 de dolari, de asemenea ne așteptam ca eagle-ul, când va începe urcarea, când va trece acest bear, care s-ar putea să dureze ceva timp, adevăratul bear market, mai ales dacă mai scădem un pic, ne vom lovi clar și de uh, rezistență. Adică nu vă imaginați că totul o să fie ușor sau că faceți un 10X într-o săptămână, nu, dar uh, trebuie să. Aveți un plan și să aveți multă, multă răbdare pe această piață. Momentan avem ceva VPVR și în zona noastră la 90 de dolari. Practic, Eagle încearcă să-și găsească un subsol aici, dar nu prea pare că are forță momentan. Piața efectiv se chinuie să rămână momentul de față la aceste niveluri aproape înainte să cadă spre un bear market destul de urât, zic eu, dar nu mă deranjează acest lucru. Când se întâmplă asta, eu mă pregătesc cu zone foarte bune de acumulat pentru termen lung, astfel încât la un eventual bull market să fiu pregătit cu ce am acumulat acum. Momentan nu a reușit să se îndrepte nici măcar spre media ultimelor 21 de candele iGold. Dacă vedem acest lucru, a trecut ceva timp din 29 aprilie de când a închis sub 21 și o singură rejectare ca mai apoi să treacă peste media ultimelor 9 candele o singură dată. Acest lucru arăta destul de bun faptul că reușise în sfârșit să treacă peste uh, 9 EMA, dar uh, degeaba fiindcă imediat 2-3 candele au fost închise sub nu. No. Asta din punct de vedere al analizei. Nu trebuie să vă sperie dacă o analiză arată bearish. Până la urmă aceasta este realitatea pe care o văd eu în momentul de față și mereu am spus ce văd. De câteva ore am avut, am avut dreptate, a spune, până la urmă ce am prezentat aici nu am cumpărat la niște prețuri foarte mari, de exemplu chiar am așteptat niște zone pe care eu le consider bune, și momentan s-a ajuns aici. Deci eu consider că acum ar putea fi o oportunitate foarte, foarte mare pentru un 10X realist cu multă muncă și cu multă răbdare. Trendul acesta, bearish și va mai continua, este părerea mea, pe daily avem volum mare, acum o săptămână de sell și uh, volumul de bai nu prea reușește să se apropie de media ultimelor 20 de candele, doar aici a fost uh, volum mare de bai, deoarece e-goldul trecuse în supravânduși spre 70-72 de dolari și atunci oamenii au început să cumpere foarte, foarte mult când uh, a avut acest drop, chiar și eu am prins pe la 80 de dolari pentru o acumulare, dar... Uh, mă interesează extrem de mult această zonă care cred că ne-ar duce și în capitulare pe 106. Dacă am sta aici cel puțin anul acesta, mi se pare destul de logic acest scenariu. Chiar vreau să văd uh, cum se vor desfășura evenimentele în următoarea perioadă pe Igol și pe piață în general. Cam asta este planul meu împărtășit cu tine pe Igol. Nu uita că trebuie să-ți faci propriul research. Tu ești responsabil de cât investești și tu știi cât poți să investești, cât îți permiți să pierzi și cu cât ești confortabil să intri în piață. Ne asumăm riscuri mari pe această piață. Dacă ai ajuns până la final și nu ai dat like, cât să reamintești să faci acest lucru și de asemenea vreau să-ți menționez că am un video interesant interesant cum poți să-ți un portofoliu echilibrat, mai ales că acum pe aceste scăderi avem niște oportunități să acumulăm monedele care ne plac la un discount. Vei găsi acest video în partea aceasta, te invit să îl urmărești, eu am fost Ștefan, ne auzim data viitoare, salut!